de un an de zile ați fost alături de ei pas cu pas, de la primul schimb de priviri și până la semnarea actelor de căsătorie. Bună, Andreea! Bună, Alin! Bună! Bine ați pășit din nou în casa în care ați locuit aproape un an de zile. De data aceasta, în calitate de vizitatori. Oh! Wow! E Sheila? E Sheila? Ei, ce-ați făcut cu oglinda noastră? Multe ore petrecute în fața oglinzii, nu? Da. Un an de zile. Uite patul meu și alții scrivii. Hei, aici asta Claudia. Au șters ce am scris. Urât din partea voastră. Cred că cel mai drăguț loc este cel de la balcon. Care din balcoane? Unde am format noi cuplu. Mergem acolo? Balconul fetelor, da. Ha. Da, ține canapeaua. Aici e locul în care voi ați format cuplu? Da, pe canapeaua care lipsește. Dar fi, Andreea, să-ți alegi un obiect drag ție din perioada în care ai locuit în această casă, care ar fi acela? Putem să mergi și prin bucătărie și pe la mame, când vrei tu. Nu, știu. Știi? Da, aș vrea un corp din acesta. O să-l folosim. Ce în camera copilului nostru. Ce crezi, să zică concurenții când o să vadă că anumite obiecte din casa lor le-au dispărut? Ce aveți să le transmiteți lor? Să vă urmeze exemplul, să nu vă urmeze exemplul? Să ne urmeze exemplul, să fie încrezători în ei și să meargă înainte unul lângă celălalt. Wow! Ce dezordine! Unde, mă, că e frumos, e aranjat. Deci, ce-ați făcut cu patul meu? Spune-mi, te rog, Alin, dacă ar fi să alegi un obiect din casa voastră a băieților, care ar fi acela și de ce? Da, o să iau ceasul, pentru că e sunat lui Răzvan în fiecare dimineață. Da, să înțeleg că amintirea mai puțin plăcută, ceasul. Da. Din cauza ceasului nu putea să-și ia costumul. Era la Răzvan. Își punea Răzvan ceasul în fiecare dimineață și nu mai apucam costum, eu cu Dragoș. Glumesc. Un mesaj pentru concurenți. Să fie sincer, să fie puternic, să se respecte. Noi știm că în casă este foarte, foarte greu, dar dacă se ia unul pe celălalt, o să fie bine. Mireasă pentru fiul meu. După cum ați văzut, toată lumea tânjește după canapea. Noi am știut că va fi greu să o împărțim și de aceea am și scos-o. Am luat-o eu. Glumesc. Nu, da, vorba aia e pe inventar, știți cum e, cu proces de predare, primire și către acești concurenți, că poate lor sluji și lor la fel de bine precum v-au slujit voi. Ia uite ce minune au făcut canapelele. Andreea, Alin și doamna Luminița, ați revenit. Spuneați că ați simțit aceeași emoție, melancolie, regrete, mulțumiri, nu știu, ce ați simțit? Emoție, dar regrete nu avem. Suntem mult mai fericiți afară, într-adevăr a contat foarte, foarte mult această competiție pentru că ne-am găsit, suntem foarte fericiți și ce am trăit în casă, nu știu, cred că a fost cel mai important, pentru că ne-a făcut să fim mai puternici afară. V-a fost de multe ori foarte greu, de multe ori ați fost la limită și cu toate astea ați ajuns până aici. Alin, da. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai mai face? Dacă ar fi același sfârșit, da, dar altfel nu. Adică parcursul, discuțiile, concurenții, dacă ar mai fi aceiași concurenți, ai mai veni? Referindu-mă la asta, nu. La aceiași concurenți n-ai mai veni? Nu. Nu. Nici dumneavoastră, doamna Luminița? Nu. Deci concurenții. Hai să vă întreb, că uite, acum s-a nimerit să și stați față în față.